Astăzi s-au împlinit 81 de ani de la trecerea la domnul a unuia dintre cei mai mari pictori români, Nicolae Tonița. Este considerat liderul generației sale de artiști, din care au făcut parte Camil Resu, Gheorghe Petrașcu sau Teodor Paladi. Nicolae Tonița s-a remarcat prin complexitatea activităților pe care le-a abordat, precum pictură, desen, gravură, artă ceramică și litografie. Artistul a fost și un dedicat pictor de biserici. Nicolae Tonița s-a născut în data de 13 aprilie 1886 la Bărlad, județul Vaslui. A urmat studii în arte la Școala Națională de Belarte din Iași și la Academia de Arte Frumoasă din München. În anul 1912 și-a încheiat studiile și a obținut, prin concurs, diploma de pictor bisericesc. Printre bisericile pictate de el sunt cele din Scorțeni, Siliște, Poeni și Văleni. De asemenea, Biserica Mănăstirii Durău, de la poalele Ceahlăului, a fost înfrumusețată de tonița cu picturile sale pe care le-a executat între anii 1935 și 1937, împreună cu studenți și cu absolvenți ai Academiei de Arte Frumoase din Iași. Pictorul român a impresionat prin felul în care a surprins în lucrările sale tonurile luminii și farmecul atmosferei atât în țară, cât și peste hotare, prin expozițiile prezentate la München, Paris, Roma, Veneția și Genova. Artistul s-a consacrat în pictură ca un remarcabil creator al portretelor, în particular al copiilor gingași și inocenți. A manifestat o inclinație specială și în surprinderea peisajelor. Creând, prin jocul pe alocuri grav al culorii, secvențe monumentale, dar a realizat și creații în care a impregnat florilor efecte luminoase, prin folosirea inspirată a culorilor. Nicolae Tonița a trecut la Domnul în data de 26 februarie 1940.